Doi tineri au scăpat cu viață în urma unui incident produs chiar din vina lor. Aflați într-un autoturism marca Dacia, atât șoferul cât și pasagera din dreapta au decis să scurteze drumul pe care îl aveau de parcurs și să traverseze râul târgului în zona matrițe. Nu era prima dată când făceau asta, așa că nici măcar nu s-au gândit că ar putea păți ceva. Ne-a luat apa. Ai vrut să treci râul? Da. Sunt pagube mari la mașină, ce crezi? Poți să o mai repar ușor? 10 minute e pornită. Din nefericire pentru cei doi, în momentul în care au vrut să traverseze râul, volumul apei a început să crească brusc din cauza uzinării, astfel că ajunși în albia râului au rămas blocați. Cum nivelul apei creștea continuu, tinerii au fost nevoiți să iasă din autoturism pe geam și să urce pe plafonul mașinii pentru a se salva. Așa i-au găsit și pompierii mușceleni chemați în ajutor. Intervenția promptă a acestora a făcut ca tinerii să ajungă la mal Teferi, însă speriați de moarte. Apoi cadrele ISU au așteptat să scadă volumul râului, după ce în prealabil anunțaseră la barajul râușor de incident și au solicitat să oprească uzinarea. Cu ajutorul unui excavator, pompierii au scos din râu și Dacia. Atât banchetele cât și documentele aflate în torpedou erau ude, semn că nivelul apei a fost destul de ridicat, iar riscul la care s-au supus cei doi încercând să traverseze râul a fost destul de mare.